Administrația Fondului pentru Mediu anunță deschiderea unei noi sesiuni de finanțare în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, doar pentru solicitanții persoane fizice, în perioada 23 noiembrie 8 decembrie 2023. Astfel, începând de joi 23 noiembrie la ora 10, persoanele fizice se pot adresa producătorilor sau dealerilor validați în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere. Bugetul alocat programului este de 72.655.000 de, de, de lei. În cadrul programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puțin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate. Quantumul finanțării este de 51.000 de, de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de, de lei pentru un autovehicul vehicul nou electric hybrid plug-in, exceptând motocicleta în schimbul casării unui autovehicul uzat, 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unuia cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hybrid plug-in pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat, se adaugă un ecobonus de 1.500 de lei. Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 de euro cu TVA inclusă.